parcurs un drum. Da. Un bicicletist are parcurs un drum. În prima prima oră, deci în prima oră parcurge o pătrime. Prima oră, da? Face o pătrime din drum. În a doua oră face două treimi din rest. Dacă îl introduceți ușor, mă întorc înapoi atunci. Așa. Deci, în rest, stați puțin, adică o pătrime din drum, da? Prima săptămână. În a doua săptămână face... În a doua oră, da? Face o doime. Am zis 2 pe 3 din drum. Și în a treia oră? Și în a treia oră. Face... În a treia oră mai rămân 3 kilometri. El are un drum de parcurs? Nu, trei. Cu bicicleta fiind, hai să facem să fie cât mai aproape de adevăr. Să zicem 20 de kilometri. În a treia oră, 20 de kilometri. Păi, facem 1 pe 4. Da. Plus 2 pe 3. 1 pe 4. Plus 2 pe 3. Plus 2 pe 1 pe 4 din cine? Din drum. Da. Și drumul nu știm. Plus 2 pe 3. Să notăm cu o necunoscută. Că tot din drum. Da, din drum. Drumul acela fiind nu știm. E cum făceam prin segmente, așa îl făceam. Da, da. Bun, ăsta era drumul. Da. Deci dacă am face prin metodă figurativă, Daria, atenție, să ne închipuim că nu știm nimic de fracții. Vrei? Să vezi ce tare e problema că nu știi nimic de fracții. Hai, te rog frumos, ascultă-mă. Ascultă. E atât de fain ce spun acum, încât vei fi încântată să înțelegi ce importanță are treaba cu fracțiile. Da? Deci suntem pitici. Nu știm nimic despre fracții. N-am auzit niciodată. Ascultă, da? E lângă mine. Ai făcut-o de atâtea ori. Deci, fie printr-un segment reprezentăm drumul. Și eu iau 4 bucăți. Așa, îl împărțim în 4. Știm să împărțim în 4. Da? 2 și ar în 2. Și în prima oră a făcut acest segment, da? Deci în prima oră. Segmentul acesta. Mă îngroșim. Îngroșim, da. În a... Atenție. În a doua oră face două treimi tot din drum. Adică tot din X. El ia două din pătrățelul ăla mare. Adică dintr-un pătrat. Da, așa e foarte tare acum. Deci, ba, în a doua săptămână face două treimi din drum. A, din alea trei care au mai rămas, ia nu două. Nu zice din rest. Zice din tot din drum. Înseamnă că drumul începem împărțit în trei, nu în patru. Așa. Păi mai rămâne. Uai, problema se complică acum. Dar rămâne. Ar trebui pentru a doua săptămână să fac același drum. Să-l împărțiți în trei. Da, dar apoi nu mai... Hai să vedem. Să-l împărțim în trei. Dar n-am ce face, că tot din drum. Că dacă mi-ar fi zis din rest, mai mă gândeam la trei ăstea bucăți care au rămas să le împart în trei și nu știu ce. Dar acum zice două treimi din drum. Adică
În drumul ăsta îl împart în trei. În trei. Și iau două din ele. Și iau două din ele. Da? Ăsta două. Și dacă aș avea acum putere, și trebuie să am, ăsta tot ca lungime trebuie să-l pun aici, să-l lipesc aici. Da, și să vedeți cam cât vă rămâne. Și cât îmi rămâne, înseamnă... 20 de kilometri. Așa, 20 de kilometri. Da. Deci o jumătate, foarte tare, o jumătate 20 de kilometri, deci un segment e 4 zile. Dar nu e chiar o jumătate acolo, aproximat, domn profesor, cam unde? Da, am făcut cât am putut. Ce în singura chestie este că l-am pus-o lângă alta, nu? Aha. Deci în prima... în prima... Uite ce fain, bine, se complică un pic, dar se poate vedea și pe desen. Daria, știi de ce fac asta? Ca să vezi cât de interesant va fi cu fracții. Fracții, da, adică e mai complicat cu desen, dar ne uităm cu să vedem. Cu desenul, suntem la nivelul clasei a patra, când metoda figurativă își face, cum să spun, treaba cât se poate de bine, dar cu multă inventivitate în tine. Deci tu trebuie să ai multă inventivitate ca să poți face problema asta. Că tu ai și sezizat, e dificilă, dificilă, pentru că acum trebuie să o împart în trei din drum, nu? Să o împart în trei. Și am luat două, da? Două din ele. Iată, Daria. Ăsta două bucăți. Și ăsta două bucăți, așa, le pun acolo, că a doua săptămână îl face el, și dacă aș avea posibilitatea să măsor exact, adică, uite, am să o duc în partea asta altă, cele două, nu? Și da, atunci de la coadă și atunci. Așa, și mai rămâne bucățica asta exact. Aici. Haideți să facem așa. Cele două treimi din drum, să le imaginăm că le-am pus așa aici. Corect. Da? Asta o las cu alb. Și uitați-vă cât de interesant apare acum, pentru că am mutat pe drumul pe care l-am consumat deja o ia uite la domn profesor, da? Am mutat-o aici, cu cata asta în a doua oră, și ce a mai rămas cu galben din drum este așa ceva. Da? Așa ceva care este cât aici. 20 de kilometri. 20 kilometri. Chiar dacă e mai greu, suntem deschiși să ne uităm, că uite că am reușit acolo. Da? Jumătate din drum, mai dintr-un segment. Așa? 20. Nu știu dacă e jumătate. Nu cred că e jumătate. N-am niciun motiv. Da. Că nu s-a întâmplat chiar jumătate. Nu știu ce se întâmplă, dar cert este că problema este destul de dificilă, dar nu imposibilă. Și anume, în loc să spun că am făcut două treimi, pot să spun că am făcut patru șesimi. Că e echivalent. Că 2 pe 3 este ca și cum ar fi 4 pe 6. Da. Și este tot atât de bine să spun 8 pe 12. Se împarte pentru 4 și tot 2 pe 3. Și atunci o pătrime s-ar lucra cu 8 pe 12, sau, pentru că 12 este ai 3 ori 4. Uh-huh. E de fapt ca și cum aș fi gândit la multiplu 1 pe 4 și cu 2 treimi și să aflu numitorul comun. Normal. La modul nostru de a gândi avansat. 12. Și 12, da? Și atunci, două treimi, sigur că în loc de două treimi am găsit 8 pe 12. Și în loc de 1 pe 4, poți să spui 3 pe 12. Corect. Deci în loc de 1 pe 4, poți să spun, ca să ajung la 12, poți să spun că este egal cu 3 pe 12. Și asta e fantastic, fantastic. În loc să spun că prima oră a făcut 3, 12, o pătrime din drum, spun că a făcut 3, 12 din drum. 3 pe 12 din drum. Și în loc să spun că ora
a doua a făcut două treimi din drum, spun că a făcut 8 pe 12 din drum. Corect. Și atunci ideea îmi vine foarte repede, să împart tot numărul ăsta la 12, nu la 4, la 3, să mă chinu. Ca să fie mai ușor. Ca corect. Să vină bucățile alea, să le pot începe să le măsor. Corect. Asta era ideea. Deci am să iau drumul, să reprezint dintr-un segment. Și nu să-l împartă la 4 sau la 3, a doua oară, direct la 12. Direct la 12. Ai înțeles? Anumitorul comun, mama, îl împarte. Da, dar hai să vedem la filme, să mai insistăm. Daria, ce a spus? Că în prima oră a făcut o pătrime din drum, da? O pătrime sugerează ți să împarți întregul în 4, da? La nivelul ăsta. Da. Și am văzut. Am părțit în 4 și am văzut că a făcut o pătrime, asta cu gambe. După care spune că în ora a doua face două treimi tot din drum. Tot din drum. Două treimi din drum. Două treimi din drum înseamnă drumul cel se împarte în trei. Se iau două. Da. Da? Se iau două. Și le-am dus noi și au rămas bucățica asta. Dar bucățica asta nu pot să o măsor, tu ai zis că ar fi jumătate după cum ar ieși din desen. Dar eu nu am niciun motiv să spun că e jumătate. De aceea, noi am spus în lecțiile noastre că fracția 1 pe 2 poate fi văzută ca fiind 2 pe 4. Nu era mai ușor să facem, adică era mai ușor să facem 1 pe 4, ori... 2 pe 3 și apoi... Deci ori 2 pe 3. Adică plus. Plus 2 pe 3. Ca să aflăm drumul și să aflăm așa și apoi plus 20 km ca să aflăm drumul. Mi se pare mai ușor decât asta. Pentru că mă complic cu segmentele și cu... Eu știi ce vreau să... Eu vreau să trezesc ție interesul, nu numai ție, și tuturor celor care le privesc, se trezesc interesul pentru ca ei să urmărească cu foarte multă atenție lucruri cu fracții. Pentru că se pare, Darea, că și tu acum ai picat în capcana următoare. Ai gustat un pic de ceva cu operație cu fracții și simți sprijinul fracțiilor respective și ai vrea să simplifici lucrurile și să nu mai, te trezești în situația asta dificilă. Pentru că 1 pe 4 plus 1 plus 2 pe 3 e foarte ușor de făcut, că am în 2 prin 12. Așa. Și atunci ăla cu 3 și ăla cu 4. Și 3 ori 1, 3. Și 3... La operația cu fracții, deci tu repede ai reacționat și ai spus, așa și făcut. Ar... Și apoi plus 20 de kilometri ca să aflu un drum. Așa. Așa. Mă împingi foarte tare spre final. Dar profesorul din mine insistă pentru a atrage atenția că nimic nu se face în matematică degeaba. Deci, dacă eu te-am chemat și am făcut în prima parte operație cu fracții... Și apoi m-am dus la greutăți. Nu. Și ca să înțelegi de ce trebuie să lucrezi și cu fracții, care e rostul lor, în practică își găsesc răspuns, avem nevoie de știut, sau avem nevoie să cunoaștem și această mulțime cu fracții, să operăm cu fracții, răspunsul da. Și eu tocmai acum am vrut să spun că la nivelul cunoștințelor dinainte de fracții, ai fi lucrat foarte greu. Și iată că acum mă strădui să te țin lângă mine, dar tu, elev, copilul din tine, fuge de perioada aceea din clasa a patra, că doar tu ești în clasa a patra și ce spun eu este că la nivelul clasei a patra așa ar fi trebuit prin segmente. Și vină lângă mine acum, ca să ducem cu un pic de efort, o să înțelegi și mai bine rostul discuției noastre. Da? E dată peste capul. De ce este dată peste capul? Adică...
ai făcut segmentul, apoi mai faci un segment, apoi duci parte din segmentul ăla, ăla și mai rămâne o parte din segment, apoi mai faci acela un segment. Acela nu dacă e jumătate din ce era înainte. Ăla nu știu dacă e segmentul, sigur că nu înțelegi desenul. Deci. Dacă la 9 segmente la o problemă adevărată, acolo vedeai perfect jumătatea aia, e 20 ăla. Și atunci știai care acum vreau să te duc acum, împărțim tot segmentul în câte în 12, că am simțit nevoia să împărțim în 12. Din ce motiv? În 12. Ca să aflăm într-un fel cât e o parte din aia. Așa, deci împărțim în 12. Da, te rog. Să fac și eu acolo. Asta vreau să mă... Și împărțitul ăsta în 12, știi cum îl facem. Mai întâi în 2. Uite, poți să faci așa, dar eu zic că împart în 2, întâi. Tu ai luat 12 liniuți, pătrățele. Mm-hmm. Da, tu ai avut baftă. Am făcut un segment, de fapt am făcut un segment mai mare și mi-am încăput de 11. Dar am făcut-o. Eu am făcut-o așa în 4 și fiecare împart în 3. În 3, da. Și gata, sunt și eu aproape de tine, da? Mai greu, că te dai peste cap cu segmentele, dacă e problemă da, din dar, asta. Dar unde te-ai fi aflat tu înainte de a fi discutat despre fracții? În situația asta. Și acum, în 12, da? Da, am avut norocul să învăț despre asta. O pic. Oprește-te. Da. E bine, o pătrime ce înseamnă? O pătrime înseamnă foarte bine două optimi. Cam un practic. Sau 3 pe 12. 3 12. Adică 3 de astea. Asta însemna... Adică 4 pe 16. 4 pe 16. 5 pe 20. Da, deci asta înseamnă. Și acum, în prima oră, a făcut atâta. 3... Gata, cât a făcut? 3 pe 12. Da. Deci în prima oră. Prima oră. În a doua oră face două treimi, dar doi pe trei. E, putem amplifica și sus și jos cu 2 și face 4 pe 6. Mai amplificăm cu 2 și face 8 pe 12. 8 12. Deci face 8 12. Deci în a doua oră știu cât face încă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 8 12. Aici 3 12. Și mai rămân 20 de kilometri. Și mai rămân 20 de kilometri. Adică rămâne o singură 12. Una singură. Aiaiau, ce fain este. 10 și acum pe 20 am puțin cu 12. Și acum chiar aveam dreptate cum segmentii. Nu. Că nu știa, tu ziceai jumătatea așa pe da. Dar nu jumătatea. Ia. Deci nu este o 12 aparte. Deci nu, n-am deci nicio. Facem 20 ori 12. 20 ori 12. Așa vrem cât e drumul. Exact. Așa. Deci 20 ori 12. Care este foarte ușor de calculat. Sigur că da. 240. Deci 240 de kilometri are drum. 240 kilometri. Ei, da. Și acum dacă povestea este nemaipomenit de interesantă. La nivelul clasei a patra, pe metodă figurativă, m-a fascinat ideea de a împărți în 12. Dragilor, deci când ai spus o pătrime din drum și pe urmă două, trei din drum... Eu împărți la patru, apoi împărți la trei. Da, 4 la 3 și nu se vede și ce se rămâne acolo, nu ești sigur cât este. Dar tu știi, m-ai condus pe drumul cel mai bun cu putință. Pentru că noi am muncit așa să vedem, să mutăm sus și tu ai spus, o rămas asta, cred că e jumătate. Dar o jumătate din cine? Din ăla? Din sfertul. Nu? Nu aveam siguranța. Da. Abia când am spus că... Maică. Trebuie să transformăm fracția o pătrime și două treimi pe o pătrime să o transformăm în 3 12, iar pe două treimi să o transformăm în 8 12, în fracții echivalente, că am vorbit de asta,
Deci, dragilor, de asta am insistat la început când am vorbit de fracție echivalente. Pentru că iată cât în mare nevoie avem în practică. Da? Și cu ocazia asta vă invit să... Ce să invităm? Să vizioneze, să vizioneze. Să nu uite să dea like. Like și share, sigur că da. Că este momentul cel mai frumos al lecției noastre. Și anume, operațiile cu fracții, atenție, nu se fac degeaba. Nu se fac degeaba. Ele... Ca să le știi acolo. Bună, 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 bună. Da, eu merg pe sală. S-au dat niște fracții. Da. Și... Le-ai învățat. Uite-le, că în clasa ce ți-a spus. O să-ți de ele. Da. Deci nu, nu sunt lucruri atât de importante și atât de frumoase și atât de interesante încât îți dezvoltă sau îți lasă posibilitatea ca niște probleme pe care le puteai le faci cu atâta dificultate să le faci cu multă ușurință mai târziu. Da? Deci au aplicabilitate. Le întâlnim în practică. Știi, Tarea, mergeam într-un avion și mă gândeam așa. Avionul, aripile avionului, atenție, aripile avionului, copii cât se poate de tare, modul în care aterizează o barză la punct fix. Da, 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 dacă faci așa... Și ele și da, opresc, și da. Opresc, așa, da. E bine. Și aterizează. Da, este extraordinar. Și mă gândeam așa, câtă matematică e acolo, ca să fac atâta precizie, să-ți dai seama că omul să ajungă încât să încarce într-un avion. De ce așa? Da, 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 toate acestea, toate dar acestea... de ce? Că zic păi, toate acestea sunt mișcări, omul copiat din practică. Deci, o copiat așa și o zis, băi, ce face, de ce e atât de deșteaptă? Cum se întâmplă când îi face chestia asta? Și au început calcule matematice, calculatoare le-au apărut și l-a ajutat pe om, l-a ajutat să facă... Nu poate să calcă, bă, mai... fac așa și că... Deci nu se poate face, ca să ajungă până acolo, da. A fost o muncă imensă, generații, nu? Care au muncit și au lucrat și de acum, de la o zi la alta, se perfecționează și tot mai multe lucruri se inventează. Pe scurt, vreau să vă spun, dragilor, matematica este știința care stă la baza multor, multor discipline. Da. Și multe lucruri din practică nu s-ar putea realiza, iar omul și-a creat multe bunuri de care se folosește având matematica la bază. De aceea, copiii care nu înțeleg să lucreze la matematică își îngustează foarte mult orizontul. Da? Deci orizontul, deci în perspective ei nu vor avea mari șanse să facă niște progrese. Așa că, hai să vedem, Daria. Mi s-a părut grea problema asta și la final foarte, a fost mai... Foarte, adică la final mi-am dat seama că până la urmă... Tot secretul, da, tot secretul a fost ca fracțiile este 1 pe 4 și 2 pe 3 sau aceeași da, mică. Că erau... Iată, 1 pe deci 4. Deci era oricum 8 pe 12. Plus, exact. Și fiind 8, noi l-am împărțit în 12 bucăți. Da? Și 20 era 12 aparte. Da. Deci 20 și 12 și deja aflam drumul. Deci este extraordinar. Deci 12 aici am ficat cu 3 și aici am ficat cu cât cu... Fracțiile la clasa 4, probleme cu fracțiile deci, la clasa 4. 3 ori 1, 3, plus 4 ori 2, 8 pe 12. Și mi-a dat aici 38, 11 pe 12. Adică 11 din cele 12 bucăți am prins. Și mi-a rămas una singură, o 12-ime. Deci cât de minunat merg lucrurile dacă înțelegem bine lucru cu fracții. Dragilor, cred că am făcut o... O prezentare a importanței lucrurilor în mulțimea numerelor raționale, a mulțimea fracțiilor, încât, Daria, cred că întâlnirea noastră de data viitoare va fi una spectaculoasă, nu? Numai dacă nu mai vine de aici. Abia așteptăm să ne întâlnim și să vedem și lucrul pe partea cealaltă. Da. Deci, prima dată când am făcut o problemă cu fracții. Asta e! Și acum ai înțeles, am ai făcut o ghimbație. De ce învăț fracții? De ce învăț fracții? Sigur că da! Este mai pomenit. Că văd acolo câteva fracții puse într-un exercițiu și mă gândesc ce fac eu cu fracțiile astea. Dacă de... le pun, le înmulțesc, le împărt așa, a, ce să fac eu cu ele? Dar ce aplicabilitate, ce rost ce au în viață, în viață îți folosesc? Adică asta. Asta este, asta e, Daria. Asta e. Asta este, nemaipomenit. Nu știu dacă nu, dar te prinde starea de bine. Eu spun și deci,
prima dată când am o problemă cu fracții. Până acum doar aveam exercițiile acestea cu fracții, Da. Le puneam și gata, bum. Da. Și acum am spus și am o problemă cu fracții și parcă totul și... e... Da, ești motivată. Ești motivată să înveți și să înțelegi că de-aia facem întâi suportul teoretic, ca după aceea să ne întoarcem să găsim partea de aplicații practice, aceea de unde vine. Deci putem forma probleme, o să vezi ce e interesant cu fracții, o să fie nemaipomenită. Și eu vreau să te aduc și la metoda figurativă, ca să vezi cât de dificil ar fi fost și e aproape imposibil. Aici cu 12 vine de la adunarea fraților ăstora. Numitorul, ideea de a împărți în 12, ca să vezi bucățica. Ne la următul la... Da, și e superb. Da. Că ajungem la 8 pe 12 și toți propriile segmente putem să rezolvăm, oricum aș face. Da, deci nu avem... Ideea de a împărți în 12 vine de aici, de la adunarea fracțiilor. Da. Deci, practic, noi am combinat și metoda figurativă și cea algebrică. Nu, am arătat cum aia algebrică îmi sugerează spre metoda figurativă împărțirea la 12. Da? Că altfel eu am încercat așa și tu ai spus, mă nebuniți de cap cu chestia asta, segmentul băgat sus, rămâne bucățică, cât este aceea, nu știam cât este. A rămas o bucățică. Abia am înțeles că e a 12-a partea din drum. Abia atunci am înțeles, la sfârșit, când am împărțit în 12. Când eu spuneam că nu știu cât e, că ar fi jumătatea sfertului. Nu jumătatea sfertului, dar de ce drum? Da. Poate e mai mic, zic eu. Dar a rămas o parte aceea, dar ți-am spus, nu știam. Deci partea asta vorbim. Așa, deci când am mutat noi în partea aceea, rămăsese exact cum spui tu, dar cert este că nu știam mărimea, de-abia când am împărțit în 12 a fost exact. Da. Bun, haideți să zicem sinteza orii. Darea, vreau să spui, la sinteza orii vreau să-ți povestești tu. Ce te-a fascinat pe tine la sinteza orei? Sinceră? Da. Și nu vă supărați pe mine. Nu? Doar asta. Da. Operații cu fracții. Da, deci am operații cu fracții și asta mă fascinează foarte mult pe mine. Pentru că, deci în clasa 4-a, când înveți asta, înveți așa și se ține puțin omul pe fracții, în clasa 4-a și apoi vine cu problema, deja parcă... Înțelegi care e mesajul da. Fiind asta? Pentru început se pare că înveți acele câteva noțiuni cu fracții, dar nu știi dacă are rost să te întrebuințezi. Merită să depui tu efort să le înveți? Sau astea sunt iar niște lucruri pe care trebuie să le uiți mâine? Nu. Acum ai înțeles că nu trebuie să le uiți din control? Da? Deci operații cu fracții. Și aici, pe urmă, să zicem... Problema mea favorită. Fracții echivalente. Da. Fracții. Și scrieți problem. Prima problemă. Echivalente. Am un pic mai târziu. Da. Trei. Ce-am mai făcut? Operații cu fracții. Ce-am făcut? Metoda aia. Divizibilitate. Da. Nu? Cam descompus. Da. Deci, aflarea. Cel mai mic multiplu comun. Divizibilitate. Da. Divizibilitate. Dar trebuie să vedem criterii de divizibilitate. 4, 5. Adică într-un număr se parte la 2, la 3, la 5, da? Criterii. Și am terminat cu exercițiile. De divizibilitate. Da. Așa, 4, 5, metoda figurativă. După criterii de divizibilitate. Problema cu fracții și metoda figurativă. Așa, aplicații. Metoda figurativă. Și problema cu fracții. Prima problemă cu fracții care a făcut-o la clasa 4. Metoda figurativă și dificultatea ei. Adică nu mai puteam să manevrăm cu ușurință, da? Metoda deci, figurativă... Înainte mi se părea ușor de la 1 pe 4. O segment, mai adăugăm 4. Apoi da. A zis 2 pe 3.
figurativă, metoda alt segment. Da? Metoda figurativă. Și 7. Și 7 e metoda de problema ta. Da, problema rezolvată prin două variante. Două, da, că am făcut... Și figurativă? Da, da. Și... Și cu fracții, operații cu fracții. Da. Figurativă. Și fracții. Și fracții. Azi, metoda asta cu fracționarea, împărțit în 12, de aici e ideea foarte frumoasă. N-ați fost aici, îmi pare rău pentru voi care ați stat dincolo. Să fi venit, că noi n-am avut timp să vă invităm, eram atât de prinși în problemă, foarte tare problemă. O problemă grea și ușoară în același timp. Da, da, da. Eu prezint și lor, să știi. Că atât sunt de încins cu problema asta, încât merită și ei să vadă despre vorba. Ne oprim aici și să le zbucem. Vii, Daria. De nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share. Nu mai insistăm cu șomer. Să-i zicem așa, dragilor, faceți un bine. Dați un like și un share pentru că prietenii voștri abia așteaptă asta, nu? Să intre și ei și să vadă ce noi... Ce-i învățat ce lucruri frumoase facem. La revedere! Eu!